Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Scorpion. Etalarea pentru septembrie 2019. Voi începe direct cu mesajele de la îngeri. Mesajul pe care îl aveți voi este New Love, o nouă dragoste. Interesant este că aveți cartea cu numărul 26, deci 2 cu 6 este 8, 8 este casa 8 a scorpionului, a transformărilor. Și la transformare, de fapt, cuvântul transformare mi-a apărut în timp ce meditam pe foarte scurt înainte de etalare. Vă transformați, este clar, vă transformați către lumină și, cum am spus și la pești, începe să vă deschideți. Poate că intuiți că ceva vine în calea voastră, ceva strălucitor ca o stea și vine iute. Vine iute direct în brațele voastre, după cum vedeți, direct în mâna voastră. Ideea este că această nouă dragoste poate pentru unii dintre voi să fie și o nouă pasiune, un nou hobby, un nou job, o nouă etapă în creșterea voastră, spirituală, profesională, relațională. Dacă sunteți căsătoriți și sunteți într-o relație armonioasă, poate intrați într-o nouă etapă în care manifestați cele mai frumoase experiențe. Începeți să vă ridicați gândurile, atenția către lumină. În general, scorpionii stau gata să se, uneori să se otrăvească pe ei înșiși, din cauza că analizează și se lasă prea mult influențați de situațiile negative prin care trec. Dar fiind casa 8-a, aveți voi puterea să vă transformați. Și în momentul în care vă transformați și vă ridicați privirea către lumină, către cer, vă deschideți inima și brațele, vine. Vine această nouă oportunitate, nouă șansă, o nouă viață chiar, o nouă viață. La capătul acestui set de cărți, ce aveți? Mână în mână. Alegeți dragostea, 21, 2 cu 1, 3, probabil că trebuie să și comunicați. Alegeți dragostea pe principiu că ceea ce alegem se materializează. Alegeți să vă gândiți la dragoste și nu la bani, nu la putere, nu la relații, nu la influență, nu la nimic altceva decât la dragoste. Și veți manifesta în foarte scurt timp, dacă nu acum, în foarte scurt timp, da? Cu viteză vine ceea ce vă doriți. Întotdeauna avem această șansă să alegem. Și cum am spus mai devreme, să vă întoarceți privirea către lumină. 36, 6 cu 3, 9, 8, 3, dacă vă spune ceva. 36, 26. În fine, întoarceți-vă privirea către lumină și experimentați la ceea ce, și meditați, scuzați-mă, la ceea ce ați experimentat până acum. Eventual, meditați la ceea ce vă doriți să experimentați în dragoste și n-ați reușit până acum. Și vine ceva pe calea aerului. Vine, s-ar putea chiar, gândurile pe care le transmiteți voi către lumină, către univers, de dragoste, să vină, cum am spus mai devreme, la fel de repede cum le trimiteți. Poate unii dintre voi, uite, avem un vultur, aici este vulturul, aici este scorpionul. Mă gândeam că e un semn de aer, poate pentru unii dintre voi sau aveți planete în case de aer, dar aici cred că este vulturul care uneori reprezintă zodia scorpionului, da? Momentul în care voi vă ridicați, scorpionii, noi ne ridicăm din suferință, din pământ, din amol, da? Ne ridicăm către cer, către lumină, către dragoste, cum am spus mai devreme. Se leagă cărțile, îmi place când se leagă, îmi place foarte mult. Haideți să vedem ce vor aceste cărți de tarot să vă spună. Ia uite, 8 de spade,
Lăsați în urmă gândurile negative. Scorpion, soare, lună, Venus, ascendent în Scorpion, septembrie 2019. I-am amestecat, dar mai amestec încă o dată în fața voastră, că unora așa vă place. Scorpion, soare, lună, Venus, ascendent în Scorpion, septembrie 2019. Nu uitați că ceea ce spunem în septembrie este posibil să se manifeste chiar și peste câteva luni de zile. Noi preluăm mesajul în septembrie, octombrie, iulie, când vreți voi. Eremitul, probabil că ați analizat întunericul prin care ați trecut și ați găsit lumina. Poate pentru unii să fie și o fecioară. E un moment de decizie și de vindecare și de meditație, cum am spus mai devreme. Iar spade. Ok, central, ce aveți? Oh, 5 de bâte. Încă sunteți în conflict sau cineva este în conflict cu voi, dar de adesea 5 de monede. Este conflict interior. Poate să fie și conflict cu vecinii, cu frații, cu surorile, cu colegii, o competiție în care trebuie să stați în picioare, în care trebuie să câștigați. Oricum, 5 reprezintă schimbare. Trebuie să ieșiți, să schimbați această energie oarecum agresivă. Posibil pentru unii dintre voi, e o chestiune care ține de creativitate, casa 5-a aleului, care ține de creativitate, de copii, chiar și de joacă. Asta e un mesaj scurt pentru unii dintre voi. Ideea este că e un conflict. Dar, da, se poate transforma conflictul în joacă. Blocaj sau, wow, justiția. Sau provocare. Că sunteți voi, că sunt ei, că e altcineva. Justiția. Poate să fie semnul balanței, evident, sau cineva cu planete în balanță. Provocarea este să vă echilibrați balanțele și să exprimați în echilibru, nu în conflict. Cum uneori scorpionul face când e supărat, vorbește foarte dur și spune ce are de spus. Într-adevăr, ideea este să spuneți când sunteți echilibrați, da? Aici este provocarea. Poate că în noiembrie vor fi niște chestiuni de legalizat după acest conflict. Vom vedea cum se așează cărțile. Justiția. Aici este semnul focului, berbec, leu sau săgetător. Aici este semnul balanței, cum am zis, pentru unii care vor semne zodiacale. În urmă, în trecutul îndepărtat, iar 8, iar voi. Lună în Scorpion adesea sau orice planetă în Scorpion sau oricine care s-a hotărât să se transforme emoțional, cum am discutat mai devreme, să lăsați în urmă ce nu vă place. Și nu e vorba de plăcere hedonistă, e vorba ce nu vă umple inima. Lăsați în urmă cupele goale, cupele cu pelin și mergeți către nouă, nouă este semn spiritual, da? Către dezvoltarea voastră emoțională. Poate în august ați început această călătorie de eliberare. Trecutul apropiat, 2 de monede. Dovoi sau oricine altcineva. Ați echilibrat, ați jonglat banii, ați jonglat banii voștri, ai altora. Sau situațiile prin care ați trecut, că nu degeaba aveți 5 de bâte, conflicte. Poate aceste echilibristici v-au adus în starea de conflict. Repet, poate să fie între voi și altcineva, între voi și voi înșivă, în sensul că între banii voștri și dragoste, între casă și job, între orice vreți. Viitorul îndepărtat, valetul de cupe pe care l-am văzut și când am amestecat cărțile. Un mesaj de emoțional, în primul rând. Și tot ce e emoțional, e drăguț, e vindecător. Chiar dacă pare copilăresc, vă umple inima. Vă umple cu ce? Cu un peștișor. Peștișorul acela care vă îndeplinește dorințele, deci nu minimalizați acest vale de cupe. S-ar putea să pară el copil sau copilă, s-ar putea să pară inocent, că e o persoană care e în
viața voastră, că sunteți voi care vreți să comunicați cu cineva, n-ar trebui ignorat. Pentru că există un peștișor care, după cum spune povestea, poate să îndeplinească trei dorințe. Cele mai importante, aveți grijă. Poate să fie un alt semn de apă sau un alt semn cu planete în semne de apă, pești, rac, scorpion, da? Ați văzut? Ok, ok. Stai în viitor îndepărtat sau în conștientul vostru. Va alt valet, iar mesaje, dar acum, în viitorul apropiat sau în prezent, vă doriți să începeți ceva. Valetul de monede începe cu pași mici și siguri un proiect. Este tânăr proiectul, dar aia apare și valetul. De două ori. Evident că sunt mesaje, evident că sunt tineri, sunt copii. Poate e o chestiune legată de copii, în cazul în care există, cu conflictele astea, există vreo situație în justiție sau vreun divorț. Sau vreo separare. Dar poate să fie și apropiere, nu doar separare. Prezent sau viitorul apropiat, mai bine zis. Valetul de monede studiază. Studiați practic cum să echilibrați acest conflict și eventual să-l echilibrați și pragmatic și emoțional. Valetul de monede. Probabil că cineva, dacă nu voi, va veni în viața voastră și vă va oferi un mic ajutor, pe lângă mesaj și un mic ajutor, practic. Poate că aveți pe cineva sau va veni cineva să vă ajute emoțional, să vă susțină prin toate aceste transformări, da? Transformări emoționale, conflicte prin care unii dintre voi treceți, care sunt cu un scop să se echilibreze situația. Justiția divină e la lucru, vom vedea cum se finalizează. Se poate finaliza mult mai târziu. Noi acum vedem pentru această lună ce mesaje primim. Sfatul este să așteptați. 7 de monede. Aveți de așteptat. Eventual să vă administrați bine banii, resursele, pentru că monede nu înseamnă doar bani, resurse. Dacă vreți să începeți ceva, sfatul este să vă gândiți la experiențele trecutului și să nu vă grăbiți, mai ales cu aceste conflicte, să nu vă grăbiți. Justiția, balanța este calmă în general, măcar în primele aparențe. Deși știm că e casa 7-a, aici 5 de bâte poate să fie Marte, da? În relație. Dar sfatul este, orice ar fi, orice conflicte aveți, justiție, viața personală, cu vecinii, cu bârfe, cu ce or fi, normal, pentru că lăsați în urmă ceva, apar conflictele, așa, orice ar fi, aveți răbdare. Dacă până acum a trebuit să jonglați între mai multe situații, acum analizați-le pe toate și gândiți-vă în ce aveți de investiți, pentru că 7 cu 1, da, este 8. 8 înseamnă muncă, înseamnă masterat, înseamnă dezvoltare, practică. Poate aveți un semn de pământ care vă poate inspira în acest sens în cazul în care voi nu sunteți așa. Trebuie să vă analizați contul de bancă, hăinuțele, proprietățile, orice, pentru a demara acest proiect. Și nu uitați că aveți totuși o susținere. Chiar acești valeți vă ajută într-un fel sau altul. Cavalerul de bâte. Vine cineva în viața voastră cu pasiune nebună. Vine să vă ducă departe. Cel puțin așa zice. Vom vedea cât se ține de cuvânt. Vine cheful de viață, cheful de dragoste nebună.
Dar e interesant, aveți acest cavaler de bătăi care uneori poate să fie un jucător, vom vedea dacă este sau e aparența, că poate să vină cineva cu pasiune și să fie un om stabil, da? Dacă există o oportunitate, stați un pic calmi, că ăsta e sfatul, da? Când întâlniți cavalerul de bâte, stați un pic mai calmi, ca să nu vă zăpăcească. Și dacă voi stați și el pleacă, asta e, a venit, a plecat. Dacă voi stați și el așteaptă, înseamnă că se poate lega ceva de durată. Cavalerul de bâte. O aventură. Poate această nouă dragoste despre care am vorbit mai devreme. Semn de foc sau persoană cu planete în semn de foc. Repet, poate să fie și semn de apă, poate să fie și orice semn, și de pământ, și balanță cu justiția. De ce vă este frică? Vai, de cavalerul de spade. Alt cavaler mai iute decât cel de spade. Păi este teamă că vă iau lucrurile, evenimentele prea repede. Să nu vă ducă valul. Alte discuții, cavalerii sunt și ei mesageri. Mesageri ai pasiunilor, mesageri ai adevărului, adevărul persoanei respective, evident. Vă este teamă de acest cavaler. Ah, cavalerul de spade. Cel mai rapid, asemănător cu turnul. Totuși, sunteți semne de apă, aveți nevoie de un pic de mai mult timp în anumite situații. Asta e o teamă, cavalerul de spade. Ce vă doriți? Vai, ce frumos! Patru de pâte. Vă doriți stabilitate, vă doriți bucurii cu prietenii, cu cei dragi. Vă doriți o casă solidă. Vă doriți să puneți bazele unui proiect, da, cu valetul de monede sau a unei relații, că justiția, reprezentând balanța, balanța reprezintă relațiile, vă doriți o relație de lungă durată, practică, dar și emoțională. Și cine vine? Probabil că are o energie atât de deosebită încât vă este teamă că vă dă un pic peste cap. Da, sunt doi cavaleri. Dar voi vă doriți stabilitate și din acest motiv trebuie să aveți un pic de răbdare. Eventual și ei să le spuneți. Stai o leacă mai ușor. Să vedem. Cât rezist în preajma mea? Dacă mă suport și cu bine și cu rele, și putem crea această relație de lungă durată. E o întâlnire cu un suflet geamă pentru unii, că avem 11-11. Frumos. Poate sunt niște chestiuni pentru unii dintre voi care aveți conflicte în justiție, niște chestiuni legate de casă. Pentru unii, ori voi, ori ei, trebuie să divorțeze, dar evident că toată lumea își dorește până la urmă o casă în care să trăiască fericiți. Deci dacă cineva divorțează, își dorește să-și refacă viața, da? Patru de bâte. Mie, patru de bâte îmi spune, îmi șoptește semnul leului, pentru că e semn fix și e de foc. Poate că în semnul leului ați început să manifestați întâlnirea sau eu știu ce, se va materializa, manifesta mai încolo. Pentru că avem semn de foc și la cavalerul de bâte și aici la cinci de bâte. Finalul, vai, magicianul. Magicianul în un început. Cum am spus mai devreme, analizați-vă resursele ca să nu pierdeți. Ca să nu vă zăpăciți, că aveți și pasiune, aveți și de toate.
Și emoții, și spade, și băte, și monede, și de toate. Analizați-vă. Magicianul. Dacă cineva se desparte sau se separă, poate să fie, eu știu, între frați și surori sau între vecini, eu știu, că vorbeam de casă. Dar orice separare ar fi, vine cu potențialul unui nou început. Și acest nou început va fi, da, ceea ce v-ați dorit, nu ce a fost în trecut. În trecut ceva ce nu v-a priit. Evident că această etalare poate să uneori să fie de fapt etalarea partenerului, dar în principiu a voastră, în principiu a voastră. Magicianul, pe scurt, berbec, dar nu e obligatoriu, geamăn sau fecioară, dar nu e obligatoriu. Magicianul este dorința voastră, cum a fost new love, să manifestați cea această nouă dragoste cu un suflet geamăn, cu un suflet pereche. Da. La capătul acestui set de cărți iar aveți eremitul. Ah, s-am zis mai devreme, eremitul. Trebuie să analizați. Bine. Și doi de spade analizează și eremitul, amândouă, astea două sunt asemănătoare. Analizează, meditați, meditați și țineți un pic de bani. Pentru că ați avut probleme în trecut și trebuie să vă păstrați echilibru. Ia uite, Marea Preoteasă, semnul peștilor sau o chestiune secretă. Ideea este, da, există, vai, ce potențial de... Ia uite ce frumos! O nouă pasiune, o nouă pasiune, dar după ce cineva, voi sau ei... O persoană care apare așa într-un mod misterios în viața voastră trebuie să renunțe la niște dureri și să renască. Poate e o renaștere în secret, lumea poate nici nu știe tot ce se întâmplă. Frumos, dragii mei, Scorpion, frumos. Vai, vai, vai. Cred că unii dintre voi, ia uite, mai arăt. Unii dintre voi aveți un început care vă va duce departe către o dragoste, o bucurie ce se va manifesta cu o relație, o relație de lungă durată, stabilă, care vă va crește, va avea de toate. Va avea de toate. Posibil, iar foarte interesant, cu cineva. E o persoană care are și planete în semn de foc și în semn de aer. Iar apare regina de băte și regina de spade, ca și la cavaler, da? La locul de muncă. Se întâmplă treaba asta. Un nou capitol. Dragoste și Twin Flame. Vai ce frumoase sunt. Nu, chiar sunt frumoase. Ideea este că trebuie depășită. Trebuie depășit acest conflict. Interior, exterior, competiție, bârfe, cu vecinii, cu rudele, cu cine vreți voi, cu cei de la serviciu. Și cum depășiți, că de-aia e provocarea? Echilibrați. Echilibrați, de-aia aveți și jonglerul în ultima vreme. A trebuit să învățați să echilibrați, pentru că nu e ușor. Să echilibrezi două, trei, eu știu, trei lucruri, da? Mai ales dacă sunt fragile, mai ales dacă nu aveți experiență să le manevrați. Da, frumos, dragii mei, vă doresc manifestare puternică, puternică, magicianul și justiția, Marea Preoteasă mai devreme. Manifestați sufletele voastre gemene. Da? Cu răbdare, cu răbdare, că vor veni ei în calea voastră, vor veni ei. Vă pup, vă doresc manifestare perfectă. Numai bine, la revedere!